domnule, bine, va mai putea să ne prezinte că sunt potrivită zile la sora de Rui. În capitanul Lucian Moranu din cadrul speculatului de jandarmul de țară va fi... Oficialitățile să se îndreptăze pe locul stabilit pe timpul desfășurării manifestării. Activitățile de astăzi sunt organizate la solicitarea organelor administrației publice locale, cu sprijinul primăriei municipiului Vaslui și cu sprijinul garnizoanei Vaslui. Din grupul oficialităților prezente la această sărbătoare fac parte reprezentanța administrației publice locale. Ne vom ruga împreună, pentru că ceea ce facem nu este un spectacol, ci este o slujbă prin care noi ne rugăm pentru toată nația română. Tatăl nostru, care primească cu milostivire în Sfântul Său cel mai presus de ceruri și duhovnicescul Său jertfelnic. Pentru binele Tău, iar dacă face rău, teme-te că nu în zadar poartă sabia, pentru că este slujitorul lui Dumnezeu. Și răspunătorul mâniei lui asupra celui ce se pentru cugetul vostru, că pentru aceasta plătiți și dăjdii. Doamnelor și domnilor parlamentari, domnule Părcălabu, dragi vasluieni, în această uriașă zi de sărbătoare ne aflăm din nou împreună pentru a marca împlinirea a 95 de ani de la Marea Unire. Acest moment istoric îl datorăm eroilor acestei națiuni, cărora le suntem datori să le păstrăm amintirea în demnitate și cu plecăciune în fața jertfei, suferinței și a sacrificiului lor. Rezoluția Adunării Naționale de la Alba Iulia, prin care s-a consfințit Marea Unire, rămâne veșnic un reper pentru ceea ce pot realiza prin dorință, voință, luptă și dăruire românii. Astăzi la Vaslui omagiem acest moment și ne îndreptăm gândurile spre cei care ne-au lăsat o țară frumoasă, într-o Europa din care nu am lipsit niciodată. Cu această ocazie vă transmit tuturor participanților mulțumirile mele și cele mai sincere felicitări. Aceleași mulțumiri și felicitări transmit și celor
care prin strădania lor au participat astăzi la realizarea manifestărilor dedicate zilei naționale. Dragi vasluieni, permiteți-mi ca în această zi uriașă de sărbătoare, de neam și simțire românească, să vă spun cu mândrie: la mulți ani, vasluieni, de ziua României! La mulți ani, români, de pretutindeni! Distinși participanți, stimați cetățeni, 1 decembrie a marcat momentul cel mai important, punctul cel mai înalt al eforturilor poporului român pentru făurirea statului național unitar român. Unirea de la 1918, 1 decembrie, nu a fost un act spontan, ea a fost rezultatul eforturilor de veacuri ale acelora care au trăit pe pământul românesc. După primul moment din 1601, săvârșit de Mihai Viteazu, a urmat unirea Moldovei cu țara românească, războiul de independență și 1 decembrie 1918, făurirea statului național român. Tuturor acelora care au participat, care și-au adus contribuția, simpli cetățeni, ostași, intelectuali, la făurirea statului național român, să le aducem astăzi de 1 decembrie adâncă cinstire, iar celor prezenți, tuturor, să le spunem la mulți ani. Mulțumesc! Domnule președinte al Consiliului Județean, domnule primar, doamnelor, domnilor parlamentari, precucernici părinți, domnilor ofițeri, doamnelor, domnilor. Desigur, 1 decembrie reprezintă sărbătoarea când întreaga națiune trebuie să se gândească la înaintașii săi, la personalitățile providențiale care au schimbat cursul istoriei acestui neam și au făcut posibilă întregirea României și consolidarea sa ca stat unitar. Exemplul eroilor acestei nații, odinioară mândră, trebuie să ne înflăcăreze încă o dată conștiințele. Însă a sosit vremea ca noi să înțelegem pe deplin că moștenirea lor sfântă trebuie ocrotită. Viața este prea scurtă pentru a ne mulțumi cu idealuri mărunte. Doamnelor, domnilor, istoria nu mai are răbdare cu noi, iar spiritul acestui neam se cade a fi reclădit. Acest lucru poate fi posibil doar dacă fiecare își face datoria cu temeinicie acolo unde este nevoie de el. Doar dacă fiecare dintre noi își va trata aproapele cu maximum de moralitate. Căci îndeopște, prin pilda faptelor virtuoase, a contribuției tuturor, se perpetuează în timp spiritul unui neam. Mesajul meu, îndreptat cu sinceritate către toți vasluienii, este de a cinsti în suflet icoana strămoșilor, dar de a se îngriji mai cu seamă de viitor, de destinele copiilor noștri, care și ei vor duce mai departe destinul acestei țări. Iar acest lucru nu este posibil fără o educație temeinică, făcută la vreme, lucru aproape uitat azi. Căci așa cum spunea Mihail Cogălnicianu, dacă țara trebuie să aibă un loc în concertul Europei, apoi nu va ajunge acolo decât prin industrie, dar nu prin comerț, decât prin învățătură. La mulți ani, România, la mulți ani tuturor celor care simt românește. Delegația este condusă de prefectul județului Vaslui, domnul Radu Renga. Se pregătește delegația Consiliului Județean Vaslui.
teritoriul de război. Este serviciul de telecomunicații speciale. Deținerea Partidului Democrat Liberal. Thank you.
numește Organizația Județeană a Partidului România Mare. Detașamentele constituite pentru parada militară din municipiul Vaslui cu ocazia Zilei Naționale a României sunt gata pentru activitate. Sunt comandantul paradei, locotenent colonel Perdun. Oficialitățile și invitații sunt rugați să ocupe locurile destinate. Doamnelor și domnilor, Corala Fantazia intonează imnul de stat al României. Acum o nicio dată
înainte! Vreți? Comunității și în sprijinul instituțiilor statului, exclusiv pe baza și executarea legii.
În continuare depilează putorul cu polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Vaslui. Activitatea acestuia constituie serviciu public specializat și se realizează în interesul cetățenilor și a instituțiilor statului. În continuare depilează putorul format din polițiști de frontieră de la structura Sprijin Operativ și sectorul Poliției de Frontieră Huș, care au ca misiuni supravegherea și controlul trecerii frontiere de stat. Prin fața dumneavoastră defilează plutonul format din polițiștii locali, care acționează pentru menținerea ordinii și liniștii publicii, plinuții circulației în interesul persoanei, al comunității, precum și sprijinul instituțiilor statului. Din tehnica batalionului 2 artilerie antitank din cadrul regimentului 52 artilerie mixtă, formate din autocamioane TAC 665T, care tractează turul de 100 mm model A47, destinat dirigirii tankurilor, mașinilor de luptă, transportoarelor, precum și dirigirii personale și mijloacelor CDRM ale granitului. Și pot fi utilizate atât ca artilerie anti-tank, cât și ca artilerie de gând la nivel de granit. Produsul de containerizat îndeplinit principala funcție de conducere a focului în sistemul Artillery Command and Control System, care este integrat. Capabil să angajeze ținte aflate la distanțe maxime de 45 de km. Utilizează două tipuri de rachete, calibru 160 mm și calibru 120 mm. Lansatul este dotat cu un sistem automatizat de conducere a focului. Urmează mașina de încărcat și transportat containerilor. Este destinată manevrării și transportul containerilor cu muniții care deservesc lansatorul multiple de la timpul la loc. Tehnică de dotare a batalionului 202 apărare CBRN Huș, un transportor antiviu blindat de cercetare destinat pentru efectuarea cercetării chimice și de radiații a terenului contaminat radioactiv, chimic și transmiterea informațiilor privind situația din zonă. Următoarea autospecială este destinată pentru decontaminarea chimică și biologică totală a tehnicii, armamentului, terenului și personalului în orice apărere. Este destinată pentru decontaminarea totală a personalului prin învăire, pentru îndepărtarea produselor radiologice, biologice și chimice de pe părțile descoperite ale corpului. Autostația radiofaxel este destinată pentru asigurarea legăturilor radio și transmisie prin voce, date în clar și secretizat, cu eșalame superioare. Asigură legăturile radio cu unde scurte și ultrascurte. Și domnilor, urmează autospecială din cadrul inspectoratului pentru situații de urgență Bodrum al Vaslui. Acestea sunt achiziționate prin programul operațional regional, Asociația Euronest, al cărui membru fondator este și Consiliul Județean Vaslui. În cazul detașamentului pentru situații de urgență Vaslui, defilează ambulanța tip T2 din cadrul SMURT pentru acordarea primului ajutor medical, autospecială de lucru cu apă și spumă de capacitate mică și capacitate mare, autospeciale pentru descarcări grele, autoscară pentru lucru la înălțime și autocamion cu barcă pneumatică și echipă de scafandri.
a omisiunea de acordare a primului ajutor medical, intervenții la incendii, descarcerări, accidente, lucru la înălțime și salvări de la nec. Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, respectiv autoturisme locale CV ale Poliției Rutiere, dotate cu bine cunoscutele aparate de măsurare a vitezei. Laboratorul criminalistic este destinat cercetării la fața locului, dotat cu tehnică foto-video-digitală, truse specializate și echipamente criminalistice necesare de descoperiri urmelor și mijloacelor materiale de probă de existenței crimei infracționale. Urmează autospeciale serviciile pentru acțiuni speciale, dotate cu echipamente de executare a misiunilor specifice. Serviciului teritorial al Poliției de Frontieră Buș, cu două autoturisme de patrulare și transportul patrulilor pe locurile de serviciu. Acțiunea rapidă, multifuncțională, destinată misiunilor de patrulare și intervenție. În continuare, puteți vedea autospeciala de intervenție pirotehnică, aparținând Serviciului Român de Informații, care este destinată și deservită de un echipaj format din specialiști pirotehnici, care execută misiuni de intervenție pirotehnică. Domnilor, vă rugăm să aplaudați Serviciul de Ambulanță Județean Vaslui, care este o unitate sanitară publică de importanță strategică, aflată în coordonarea Departamentului de Specialitate din cadrul Ministerului Sănătății. Depilează un echipaj pentru acordarea consultațiilor de urgență la domiciliu și un echipaj pentru acordarea asistenței medicale de urgență, prespitalicească și transport medical asistat.
Parada militară este încheiată de tehnica din dotarea poliției locale. Autoturismele și motoscuturile sunt mijloace auto care asigură personalul să desfășoare activități specifice în ceea ce privește menținerea ordinii, liniștii publice și metoda circulației rutiere pe perada municipiului Vaslui. Domnilor și domnilor, vă rugăm să aplaudați pe cei care au participat la parada militară organizată pe data de 1 decembrie, Ziua Națională a României. Vă invităm în continuare să participați la expoziția de tehnică care va avea loc în parcarea magazinului Interex. În cadrul acestei expoziții, cei prezenți vor putea urmări toată tehnica participantă la defilare și vor putea primi informațiile pe care le dorim.